Gracias.
La microfon, la microfon. În primul rând vreau să vă spun bună ziua. Microfon. În primul rând vreau să vă spun bună ziua și bine ați venit aici, la Biblioteca Națională, la Salonul Muzical. Mulțumim domnul ministru Chistol, mulțumim domnului președinte al Academiei Tighineanu, domnului academician Orlean Danile, cântăreților, dumneavoastră, oaspeților televiziunii, jurnaliștilor, directorul bibliotecii, tuturor. Fiindcă este o zi extraordinară, o zi care bucuria din sufletul nostru trebuie să fie ridicată la ceruri, fiindcă această zi s-a născut Maria Bieșu, una din cele mai frumoase voci ale lumii, nu numai din ultima sută de ani. Și în același zi, această zi este foarte tristă, fiindcă în loc să venim și să o aplaudăm în scenă, noi venim la cimitir ca să-i depunem flori în amintirea celei care a fost Maria Bieșu. Și bine că memoria noastră ține minte și noi trebuie să ținem minte ca amintirea despre Maria Bieșu să nu moară niciodată. Toți tinerii de azi trebuie să o cunoască și să se mândrească că acest pământ a născut așa o divă. Eu am avut norocul să fiu alături de ea mult timp și eu mă bucur când era ea în viață încă. Eu i-am scris un acrostih, deci primele litere din poezie, deci Maria Bieșu, Ave Maria. O să-l citesc acum. Maria Bieșu. Moldova lui Ștefan cel Mare așteaptă vreme îndelungă rugăciunile la cer să ajungă. Iarna din suflet în orice colț de țară, prin aprinderi de inimi pe care le mai are, încearcă să o prefacă în primăvară. Bunul Dumnezeu, totul Tatăl nostru divin, cu mărinimie, în dar, ca pe un crin, El, milostivindu-se, ne-a dat-o pe Maria, suavă și fermecătoare recompensă pentru umilința în care trăim. Ave Maria! A vrut să ne aline barem sufletul cu vocea ei senină de înger din paradisului grădină, efervescent cu o sclipire de talent ne-a miruit Mântuitorul, ca pe un miracol, pe orice continent aveau să-l asculte și apoi să-i ducă dorul. Regină în scenă, la care tot se închină, binecuvântată de Domnul într-o veșnicie, Ave Maria, Ave Maria. Și acum îi dăm cuvântul Domnului. Eu cred că o să dăm domnul Tighineanu și pe urmă președintele Academiei, pe urmă să dăm dumneavoastră. Vă mulțumesc. Stimați moderatori, stimată doamnă director al bibliotecii, onorată asistență, doamnelor și domnilor, este o zi deosebită, 3 august, ziua când de obicei ne întâlneam pe timpuri chiar acasă la mare soprană Maria Bieșu și o felicitam. Iar astăzi suntem aici pentru a aduce un omagiu. Un omagiu pentru acea moștenire cultural-artistică de mare valoare care a lăsat-o și, desigur, și pentru prestația sa, pentru faptul că ne-a dus faima în toată lumea și pentru exemplul
de consacrare și dăruire de sine. Steaua Măriei Bieșu s-a aprins repede și a luminat o lumină întreagă. Foarte frumos a spus cât de repede s-a aprins steaua sopranii Maria Bieșu, maestrul Eugen Doga. Și vreau chiar să vin cu un citat. Deci, iată, însăși maestrul vorbește despre prima sa ieșire în eter și prima sa apariție în calitate de compozitor. Alături de colega sa de conservator, Maricica, cum îi spunea pe timpul. Dirijorul marelui Eugen Doga i-a propus atunci să compună o piesă, iar destinul a făcut astfel încât aceasta să fie interpretată de tânăra studentă, pe atunci Maria Bieșu. Și iată citatul. A fost prima ieșire în eter în Chișinău, prima ieșire a mea ca și compozitor, iar Maricica a apărut pentru prima dată în calitate de cântăreață. Ea a răsărit de vreme, dar a și crescut repede. Peste ceva timp a devenit rapid Maria Bieșu, iar eu am rămas încă mult timp Jenia. A relatat acestea pentru Unimedia la 2 martie curent. La 32 de ani, Maria Bieșu a obținut titlul Chiu Chiu San, cea mai bună Chiu Chiu San, la concursul internațional de canto din Tokyo 1967. Vreau să mai atrag atenția că soprana noastră Maria Bieșu s-a evidențiat prin talent, prin eleganță și o voce irepetabilă. Și referitor la voce, iarăși voi veni cu un citat al lui Muslim Magomaya. Este vorba de cartea Dumnealui Lubov Maia Melodia. Deschid citatul. Когда услышал ее голос, замер от восторга, удивительное сопрано. У ее великой тезки Марии Каллас не было такого объемного, полнозвучного голоса. Și vreau să vă spun că dacă Muslim Magomaya a vorbit despre aceasta și noi cunoaștem și vocea Mariei Callas, asta mult înseamnă. У Бьешу истинно итальянский голос, дарованный самим Господом Богом. Maria Bieșu a fost așteptată pe scenele celor mai prestigioase teatre ale lumii, dar a preferat să activeze aici, la Chișinău, și steaua Mariei Bieșu să lumineze pentru noi toți. Ce este interesant că Maria Bieșu, desigur că a avut posibilitatea să semneze un contract și să plece. Să ne amintim de sfârșitul anilor 60, putea să plece în Statele Unite, avea o invitație. Se vorbește că poate au semnat ca să plece, dar însăși cuvintele Mariei Bieșu arată probabil adevărul și iarăși vin cu un citat. Aceasta a avut loc la lansarea unei cărți în anul 1910 din seria academică, responsabilă de acea ediție a fost profesorul Aurelian Danil și îi aduc astăzi mulțumiri. Iar la acea lansare prima donă a spus că aici este casa, mama, patria, teatru și publicul. Citez. Mi-era foarte bine aici. Sunt mândră de teatrul nostru, în special de tinerii interpreți care sunt adevărate talente.
Închei citatul. Maria Pieșu a fost membru de onoare al Academiei de Știință a Moldovei, a fost aleasă în anul 1999 și vreau să vă atrag atenția că în toată activitatea sa, Maria Pieșu a promovat valoarea, a fost un patriot al acestui pământ și țin minte în anii 70, începutul anilor 80, îmi făceam studiile la Moscova și ne telefonăm noi studenții, doctoranzii, unul la altul, deschideți televizorul, acolo este interpreta Maria Pieșu. Așa a rămas în memoria noastră, ca o personalitate de cel mai înalt rang, un talent al acestui pământ. Să îi aducem acel omagiu pe care îl merită. Dumnezeu să o odihnească în pace. Mulțumim, domnul președinte. Mulțumim frumos pentru aceste cuvinte frumoase spuse. Iar acum să începem, deci, un mic concert dedicat memoriei Mariei Pieșu. Maria Pieșu a fost o interpretă extraordinară de bel canto, deci operele lui Puccini, Verdi erau la un nivel pur și simplu fantastic, dar ea cânta și muzică de cameră la același nivel. Concertele ei de muzică de cameră sunt înregistrate, unele din ele, și aduc satisfacție până în ziua de astăzi. Am avut și eu norocul să scriu câteva lucrări special pentru Maria. E vorba de Ave Maria, scris pe versul lui Grigori Vieru, câteva romanțe, Lacrima. Acum aș invita o scenă pe Lilia Salomei, care va face un mic recital din câteva lucrări pe care le-a cântat Maria Pieșu. Prima lucrare este o romanță scrisă pe versul lui Pavel Boțu, care pur și simplu era îndrăgostit de Maria. Eu am scris această lucrare pentru Maria, atunci ea se numește Pierdută în tăcere apa. Lilia Salomei, Pierdută în tăcere apa, la pian Natalia Dragoș.
În repertoriul Mariei Bieșu erau creații ale compozitorilor de mai multe naționalități. Ea avea o direcție deosebită pentru cultura rusă și cultura românească. Ascultați mai departe Nicolae Bretan versuri Mihai Eminescu, Ce te lege în codrule. Nu, așa mi s-a spus. Scuzați. Deci o să fie Piotr Ceaicovski, Ialif Poli, Dalit Travușca Băla. Thank you.
Mulțumim mult. Frumos. Lidia Șalovei, Natalia Dragoș. Și acum trecem cotarul în România. Nicolae Bretan, versuri Mihai Eminescu, Cete legeni, codrule. Printre altele vreau să vă amintesc un moment foarte important. Deci, Eminescu este un poet fantastic, muzica, poezia lui tot timpul poate să fie pusă pe muzică, fiindcă acolo muzica de acu este. Și la mine a venit un 83, un mecanic auto care cu degetele erau negre de muncă și zice, eu scriu muzică. I-am văzut, eu zic, caut un vers frumos și scrie. Și vin la mine, credeam că nu o să mai vii, la minister eram. A doua zi vine cu versurile mele, ce te lege în codrule? Eu m-am ajutat la pe-am mă gândesc, a scris Bretan, a scris Dolgan, a scris Dima, a scris Schelete, a scris Mezieti pe versurile astea și toate 100 de ani și ceva aceste lucrări. Și vă închipuiți, nu-ți fac comparație, dar acest Ion Duca a scris, îmi pare că cea mai frumoasă lucrare pe versul și te lege în codul de Eminescu. Și Marie Bieșu, eu am făcut orchestrația și Marie Bieșu a cântat-o. Este această înregistrare. Păcat că astăzi n-am putut să o aduc aici. Dar am adus alt ce te lege în codul, care tot a fost cântat de către Marie Bieșu și o să cânte frumoasa noastră și așa și voce Lilia Șalomei alături de Natalia Dragoș.
frumos aplauze, Lilia Salovei, Natalia Dragă. Iar acum, invitatul nostru de onoare, domnul ministru al culturii, altfel nu pot spune, nu mă deprind eu cu secretar, cu asta, de ministrul culturii, domnul Pistor. Bună ziua tuturor! Permiteți-mi să vorbesc fără mască, tot cu port. Vreau să mulțumesc din start tuturor celor care au stat la baza acestui frumos eveniment. Această frumoasă colaborare, pe de o parte, între Academia de Știință, Biblioteca Națională, Teatrul Național de Operă și Balet, Primăria Municipiului Chișinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru că doar astfel cred că putem să stăm și să punem baza unei adevărate și sustenabile dedicații față de creația Mariei Bieșu. Astăzi este un prilej extraordinar să stai chiar și aici în prezidiu, să stăm între acei care au scris despre Maria Bieșu, cei care au compus pentru Maria Bieșu și cei care o cântă pe Maria Bieșu. Vedeți cât de frumos și extraordinar eveniment. Mulțumesc colegilor de la Teatrul de Operă și Balet pentru cei ce au interpretat acum, dar și celor care vor urmează, doamne Șolomei, doamne, domnului Dragoș, pentru această frumoasă dedicație pe care o avem cu toții față de Maria Bieșu. Maria Bieșu, cea care ne-a promovat, Republica Moldova a promovat alta lirică din Republica Moldova, nu doar aici în Republica Moldova, dar și peste hotarele ei. Cea care ne-a făcut cunoscuți din Japonia până în Statele Unite, cea care, chiar dacă era din Republica Moldova, nu s-a rușinat să spună că este din Republica Moldova, și cea care ne cânta numele și țara noastră acolo unde ne interpreta. Și cea care a revenit de fiecare dată aici în Republica Moldova pentru a promova și aduce această dedicație și față de arta lirică aici în Republica Moldova și cea care a stat la baza și dezvoltării artei lirice aici în Republica Moldova. Este o onoare pentru noi să păstrăm, să dezvoltăm tot ceea ce a lăsat în urmă Maria Bieșu. Mă bucură că an de an noi, prin intermediul colegilor de la Teatrul Național de Operă și Balet, susținem festivalul dedicat Maria Bieșu, un festival care este un brand un brand care este recunoscut peste hotarele ei, un brand care duce faima Mariei Bieșu și un brand care adună aici la Chișinău interpreți de valoare din întreaga lume. Și acest lucru spune foarte mult despre creația Mariei Bieșu. Dar despre Maria Bieșu trebuie să vorbim mult mai mult, trebuie să facem tot posibil ca și copiii din școli, și copiii din universități să o cunoască, să o promoveze pe Maria Bieșu, pentru că avem ce spune despre Maria Bieșu, avem ce promova despre Maria Bieșu. De aceea eu încă o dată mulțumesc tuturor, mulțumesc maestrului Constantin Rusnac pentru faptul că moderează și se dedică operei Maria Bieșu, mulțumesc și maestrului Danilă pentru faptul că scrie despre Maria Bieșu într-o manieră extraordinară și face cunoscută creația Mariei Bieșu aici în Republica Moldova, dar și peste hotare. Mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc artiștilor de la Teatrul de Operă pentru tot ceea ce fac pentru a promova numele și creația Mariei Bieșu. Mulțumesc, domnul ministru! Maria Bieșu a devenit o cântăreață extraordinară, nu numai din cauza că Dumnezeu a dat un talent, dar ea înțelegea bine ce înseamnă muzica. Și eu vreau să spun câteva gânduri, câteva destăinuiri ale Mariei Bieșu. Ea spunea că forța muzicii e magnifică. Muzica, prin armonie ei, prin forță revigoratoare, ne inspiră dragostea cea veșnică și unică de viață și frumos, prin care ajungem dincolo de trecerile efemere. Ea spunea că cântarea vine de la Dumnezeu. Din Cartea Veșnică, Sfânta Scriptură, aflăm că și în ceruri se cântă. Cetele de îngeri laudă prin cântec pe Dumnezeu.
Tatăl Ceresc, iubindu-i fără margini pe cei ce i-a creat, adică pe noi, oamenii, nu putea să nu lase pe pământ, împreună cu multe altele, și minunatul dar numit cântare, pentru ca prin mijlocirea lui, sufletul omenesc să-i exprime trăirile sale. Și opera nu este altceva decât o superbă expresie a acestei miraculoase cântări. Iată ce spunea Maria Bieșu despre cântec. Să o aplaudăm și eu cred că ea de acolo ne aude. Iar acum o invităm în scenă pe partenerul ei în atâtea spectacole, Vladimir Dragoș. Întâi vom cânta Tiberiu Brediceanu, Bagă Doamne Luna în Noi. Apoi Vladimir ne va spune câteva cuvinte ca să mai aranjeze vocea despre cum a lucrat el împreună cu Maria Bieșu, bine? Туда. Вот, и она подошла после этого ко мне и спрашивает, у тебя молдавская фамилия, что ты делаешь в Улан-Удэ? Ну, не было возможности. Тогда у нас прекрасные тут были, работали баритоны в то время. Вот. Ну, не оказалось, короче, места для меня, но оказалось в Улан-Удэ. Я уехал туда.
проработал 4 года там. Вот набрался опыта, набрался репертуары и вернулся сюда. В то время был директор Соколов Михаил Сергеевич. Вот, и меня прослушали, меня взяли, дали здесь квартиру. Вот я что хочу сказать по поводу работы. Вы знаете, много говорят о ней. Хорошего есть. Я вам хочу сказать, что этот человек был дисциплины. Он не любил никогда, чтобы солисты опаздывали на работу, чтобы солисты фальшиво пели, чтобы киксовали, чтобы дирижеры ничего не делали, как сейчас. Понимаете, чтобы режиссер Евгений Григорьевич Платон, который пропадал с утра до вечера в театре, тоже работал. То есть работа тогда была серьезно поставлена на те рельсы, которые должен заниматься весь театр, весь творческий коллектив. Вот это было. Вот. И она, конечно, в этом была очень строгая. Не то что очень строгая. Подбирала солистов, чтобы выглядел театр. И мы, конечно, с ее именем ездили везде. Мы были на гастролях и в Киеве, и в Петербурге, и в Мурманске, и где мы только не были с ним. Принимали ее прекрасно. И то время было очень хорошее как раз для оперы. Вот как говорил Дон Мурснак, сказал о том, что голос с неба дается. Вот так у нее был. Очень мягкий, очень красивый тембр. Шикарный был. И с ней было приятно петь, но мы все, извините, не дотягивали к этому уровню. Поэтому Абиешу, чтобы вы мне не говорили, чтобы там не писали, но я думаю, что еще ее недооценили многие вещи. Это вспомните, пройдет время, вы увидите эти черно-белые фотографии, где она, записи, где она поет Леонору. Это гениально. У нас еще это недооценили по разным картинам, кто из-за чего. Но я считаю, что этот человек был украшением всего нашего оперного искусства. Mulțumesc, Vladimir. Eu trebuie să vă spun că îl cunoașteți pe Boris Raisov, un cântăreț extraordinar care era în scena teatrului și îmi spune că iată, fetele spun că iată, Maria nu ne dă voie să cântăm, ne împiedică, că noi așa și noi pe dincolo. Și Raisov zic, stați liniștiți, Maria lucrează una singură cât tot teatrul împreună cu mine, luați împreună. Și dacă ați lucra fiecare așa, toți ați fi acolo unde este Maria. Barium v-ați strădui să ajungeți până acolo. Asta mi-a spus mie personal Boris Raisov. Eu cred că este o apreciere, într-adevăr. Ea era muncitoare și nu dădea voie nici la alții să fie să tragă chiulul. Iar acum, Vladimir, îl rugăm să ne cânte aria Rodrigo din opera Don Carlos. La pian, Natalia Dragoș. V-ați perceput că este fiica lui Vladimir. Îi aplaudăm! Ascolta
Este ziua de naștere a unui mare bariton, Barsec Tumanian. La ora 8 dimineață eu l-am telefonat și l-am felicitat, s-a bucurat foarte mult și i-am spus: sunteți născut într-o zi cu Bieșu. El nu știa. El a fost atât de fericit și l-a spus: передай всем, transmite tuturor că mai mare plăcere să fii în scenă alături de Maria Bieșu n-am avut niciodată. Așa că eu transmit ceea ce a spus Barsec Tumanian. Eu cred că același lucru l-a spus și Vladimir Dragoș și toți partenerii Mariei Bieșu îl spun așa. Iar Alexandru Samoil îl spunea tot timpul că nu mă pot debarasa de un lucru. Întotdeauna când dirijez Ciocioșan sau altceva și când orice cântăreață, eu imediat fac comparații cu Bieșu și încă niciodată n-am văzut cineva să câștige. Tot timpul în memoria mea răsună Maria Bieșu și problematic pentru dirijor astfel lucruri. Deci Maria noastră este Maria noastră. I-am dat un pic de răgaz lui Vladimir, fiindcă el azi e puțin răcit sau asta, și i-am dat un răgaz să se odihnească și îl invit, da, și te invit să cânti Ernesto de Curtis, Ti voglio tanto bene. La stella mia, sei tu solo.
Dragoș Vladimir. Mulțumim de tot sufletul. Și acum, deoarece am văzut-o pe doamna Svetlana Diivol, când o vedeam de după stâl, vă rog să spuneți câteva cuvinte. Președinta Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, care a muncit alături de Bieșu și ca director de teatru de operă și ca președintă a Uniunii Muzicienilor și ca director a Filarmonicii Naționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la acest eveniment, un eveniment de suflet, cu multă căldură și dragoste. Am admirat această minunată expoziție organizată de bibliotecă. Vă mulțumim foarte mult și vă mulțumim pentru tot ce faceți, că faceți întâlniri extraordinare. Maria Bieșu s-a vorbit foarte mult și se vorbește și trebuie să se vorbească mult mai mult despre această divă, adevărată divă a scenei, artei lirice din întreaga lume. S-a vorbit despre repertoriul ei de operă, despre repertoriul cameral și vreau să vă zic, vă mulțumesc apropo domnule Rusnac și tuturor interpreților pentru atâta muzică românească, atât de frumoasă prezentă în această zi aici la acest eveniment. Dar vreau să vă zic că în repertoriul cameral Maria Bieșu a avut 26 de Ave Maria. Și le-a cântat în unele concerte, mai mult cânta Caccini, Bach, nu? La 27-a maestrului Rusnac. Și eu am fost martor la un foarte interesant eveniment la Minsk, când au fost zilele culturii Moldovei în Belarus în 1996 și unul din recitalurile cheie a fost recitalul Mariei în sala de cameră al orașului Minsk, un fel de sală cu org, deci foarte frumoasă. Au venit foarte mulți oaspeți și era și pastorul sau xionsul Catedralei Catolice. Dânsa a cântat foarte multe creații, liduri, a cântat și foarte multe Ave Marie, vreo 16 îmi pare că atunci în această seară. Eu am prezentat acest concert și țin minte foarte bine toate detaliile și după spectacol, după concert s-a apropiat și a zis că Maria trebuia să plece sâmbătă, era vineri seara, trebuia să plece acasă. Zice, nu, te rog frumos să-ți schimbi biletul. Te rog foarte mult, rămâi duminică la slujba de dimineață de la Catedrala Catolică. Și atunci doamna Maria s-a gândit foarte mult, a rugat-o, îmi pare că Ana Strezeva era, da, că era cu orga, a rugat-o să meargă cu ea la această slujbă și a cântat toate 26 de Ave Marie la slujba de dimineață la Catedrala Catolică. Nu vă dați seama ce era acolo. În afară de faptul că toată catedrala era plină, s-au scos difuzoarele afară și toată curtea catedralei a fost plină de oameni, de admiratorii Marei Maria Bieșu. Au fost multe cazuri frumoase și curioase și mai interesante și haioase chiar, foarte hazlii. Nu avem timp astăzi să le povestim pe toate, dar Maria pentru mine este pur și simplu un idol la care m-am închinat și mă voi închina pe parcursul vieții. Noi toți trebuie să-i ținem memoria eternă. Dumnezeu să o odihnească! Mulțumim frumos! Eu cred că dacă Maria nu poate fi acum lângă noi, ea de acolo ne vede și aș vrea încă o dată să cuvintele ei să le transmit dumneavoastră scrise din carte. Încă o dată, ce mai gândește ea în general despre muzică? Muzica are limbajul ei, care poate fi înțeles și tălmăcit nu de oricine. Auzit, ascultat, da. De fapt, muzica are un graial ier. Nu cunosc un alt gen de artă mai bogat. Nici pictura, nici teatru nu posedă această forță. Forța muzicii e magnifică. Muzica egalează zborul. Toate sentimentele umane le-am trăit cel mai profund, anume prin această artă. Pentru că nu am interpretat pur și simplu o partiție într-o operă sau alta. Viața tuturor eroinilor mele au trecut prin ființa mea. Și acum invităm încă o eroină a operei naționale, una mai tinerică, care a stat și ea puțin lângă Maria Bieșu. E vorba de frumoasa, faimoasa cântăreață Taisia Caramana. Vă invităm Pietro Mascani, aria Santuții din opera Cavaleria Rusticana.
suntem deodată sau... Da. Bine. Tot ce ascultați, Maria Bieșu a cântat tot repertoriul, sigur că în afară de cel care l-a cântat Dragoș. Urmează Simeon Zlato Doina. Este imprimare cu Maria Bieșu. Mulțumim! Despre Maria Bieșu s-a scris mult, dar de fapt s-a scris foarte puțin. Eu o să vă citesc câteva gânduri ale unor personalități cunoscute în toată lumea. Deci am mai multe. Și Nicolae Herlea ce a spus Maria Bieșu, și Viorica Cortez din România, Viorica Cortez din Franța, Alexandru Samuel al nostru și mulți, mulți alții. O să vă citesc doar două. Vedetă incontestabilă a scenei lirice mondiale, Maria Bieșu, hărăzită de Dumnezeu cu o voce de excepție, cu un timbru catifelat pe care l-a dat tot Dumnezeu prin mama și tatăl ei, darul actoricesc, forța de seducție a unei dintre cele mai frumoase primadone din istoria teatrului liric și care a știut să-și folosească glasul dăruit de îngeri cu o muzicalitate ieșită din comun, cu o frazare inteligentă plină de expresie artistică hărăzită să exprime prin muzică o gamă largă de sentimente cu o forță de comunicare ieșită din comun.
Iată acturile, calitățile care au urcat-o pe Maria pe culmile artei interpretative mondiale, Pompiliu Tărășteanu, România. Și iată ce spune Irina Arhipova. Are o voce fermecătoare, de o extremă bogăție, un larg diapazon cu nuanțe și timbru atât de colorat, încât îți face impresia unei orchestre. Una din cele mai frumoase voci din lume pe care le-am ascultat vreodată. Este un simbol al Moldovei, cu talentul său și contribuția adusă în artă, ea a înscris o pagină în istoria operei universale. Irina Arhipova. Să aplaudăm aceste cuvinte, fiindcă spuse Maria. Iar acum l-aș invita pe domnul academician Aurelian Dănilă, care m-aș impus să, chiar m-a rugat să moderez această serată, acest salon, să-l dedicăm. Noi, de fapt, tot timpul la 3 august facem acest salon, dar aici a fost ideea domnului Dănilă, fiindcă era pandemia și ne temeam că nu o să iasă nimic. Dar, slavă Domnului, că cu ajutorul televiziunii și dumneavoastră câțiva cei care sunteți în sală, eu cred că totul va ajunge la Maria. Este destul de trist, de fapt, că despre această mare personalitate, despre simbol al neamului nostru, suntem nevoiți în astfel de condiții să ne amintim de cine a fost sau cine este Maria Bieșu. Sigur că în mod normal, astăzi ar fi trebuit la Teatrul de Operă sau la Filarmonică să fie sălile neîncăpătoare pentru a asculta acest concert al celor artiști care astăzi ne-au bucurat cu talentul lor, artiștii poporului, Lilia Șolomei și Vladimir Dragoș și Mariana Caraman și maestru de concert Dragoș. Dar iată că suntem în situația în care suntem. Suntem în online, un cuvânt care și copiii de la țară de acum l-au cunoscut, pentru că vor avea de-a face cu ei cu această situație. Ce să vă spun? De fapt, mie mi se pare că eu am fost un privilegiat. Tot așa ca și doamna Svetlana Bivol. Încă noi am fost o perioadă, fiecare dintre noi la timpul său, cel mai aproape, cei mai aproape care au avut grijă de acest star, de această extraordinară personalitate, care nu numai că a fost și este cunoscut în toată lumea, noi îi datorăm și nivelul liricului nostru. Pentru că începând cu anii 60 și timp de 25-30 de ani, ea a fost acel barometru care se măsura nivelul teatrului nostru, ea având grijă de acel nivel artistic, având grijă ca să selecteze interpreții în așa fel ca să fie auziți și la Chișinău, dar și la Moscova. Dar iată că în ultimii ani și departe de spațiu sovietic sau de Moldova. Noi avem acum mulți cântăreți care ne bucură cu succesele lor, obținând diverse premii, care sunt prim soliști în diverse țări din lume, dar o mai avem și pe Maria Bieșu. Spuneam și pot să repet că veacul 20 a avut două mari Marii care ne-au făcut să fim cunoscuți în toată lumea. În prima jumătate a secolului vorbesc de Maria Cibota și a doua jumătate a secolului Maria Bieșu. Aceste două Marii, simbolul real ai țării noastre, cred că trebuie să avem grijă din generație în generație, ca să, nu numai ca să nu fie uitat, dar să avem grijă copiilor noștri, nepoților noștri, să le povestim, să le
ca să știi cine a fost aceasta, să le dăm posibilitatea să asculte imprimările care sunt și care de multe ori sunt de o calitate foarte bună. Eu nu știu dacă muzicologii sau poeții, scriitorii au găsit până acum acele epitete care ar fi adecvate, care să spună despre Maria Bieșu la valoarea pe care o are ea ca mare artistă. Poate cândva, dar poate niciodată, dar Maria va rămâne pentru totdeauna acea privighitoare care ne va duce faima și în continuare a țării noastre ca simbol al artiștilor de valoare superioară. Mersi! Mulțumesc! Și acum vreau să spun că Maria Bieșu și-a consacrat toată viața muzicii, după cum a observat, teatrului. Ea își iubea foarte mult familia și aici avem o mică surpriză, este nepoata Mariei Bieșu, e vorba de Marina Podlesnă și fiica ei, deci strănepoata ei, Tatiana Chiriliuc. Maria le iubea la nebunie, le iubea extraordinar, eu le invit încoace, Tatiana cu chitara și Marina, dacă doriți să spuneți două vorbe despre cea mai frumoasă rudă a dumneavoastră, Maria Bieșu. Mulțumesc frumos! Я прежде всего хочу выразить глубокую благодарность организаторам сегодняшнего мероприятия. Большое спасибо Аурелиану, дому Аурелию и вам, конечно, Константин Васильевич, и всем присутствующим здесь, которые пришли вспомнить великую Марию Бьешу в день ее рождения. Нужно сказать, что это человек, который стал праздновать свой день рождения, я всегда об этом говорю, очень поздно. Она прожила первые годы своей жизни так, что в семье не помнили даже, когда она родилась. Ведь если вы откроете старую советскую энциклопедию, вы увидите совсем другую дату, что она родилась 5 мая, да еще и 34 года. То есть вы представляете, какие трудные были годы, когда для того, чтобы тебя посадили ближе к печке во время уроков, ты должен был хорошо учиться. Для того, чтобы написать буквы в тетради, надо было найти старую газету, которой можно было между строчек выписать буквы. То есть Мария Бьешу, мы мало об этом говорим, это наша молдавская Золушка. Это человек, который сделал себя, которому помогло государство, стать из бедной деревенской девочки звездой мира. И, конечно, она всегда чувствовала себя обязанной своей стране, которая дала ей такой чудесный шанс превратиться из девочки, которая знала цену куску хлеба, капли воды, глотку свежего воздуха. Она уходила когда-то в детстве в кукурузу и пускала свой голос. Только односельчане слышали его. А потом она однажды услышала по радио, как поют оперу. Прибежала домой и говорит: «Валентинуца, ты знаешь, есть такая страна, где люди не разговаривают, а поют». И вот она мечтала попасть в ту страну, где люди не разговаривают, а поют, потому что они счастливы. Она была счастлива в этой стране, на сцене. И большое счастье, что есть те, кто несут эстафету ее дальше по жизни. Огромное спасибо театру, который продолжает конкурс Ваенвита Марии Бьешу, потому что она приглашала раньше, а теперь к ней приглашают. Большое спасибо тем, кто пригласил сегодня и приглашает каждый год на мероприятия, посвященные Марии Лукьяновне. И я хочу показать вам газету «Русское слово». Здесь сидит главный редактор и выпускающий редактор этой газеты. Они посвятили статью Марии Лукьяновне. Ну, большое спасибо Центру русской культуры, который каждый год
с тех пор, как не стало ее, проводили мероприятия в этот день, день рождения Марии Лукьяновны. И молодые люди приходили, приходил и Константин Васильевич тоже к нам приходил, и Владимир Дракуш к нам приходил на эти мероприятия. И мы вспоминали Марию Лукьянову. И дай Бог, чтобы ее вспоминали прежде всего молодые люди, потому что они понесут эстафету ее дальше поколение в поколение. Спасибо. Такого сурубим ты, Татьяна, санекинты, Тудор Киряк, Версов Николая, Табижа, кыт троим пячест помын. Сысы Бухари Мария, де коло сауды, непотика. Стры непотика. Faptul că mama Maria a fost un adevărat patriot, îl cunosc toți și eu cred că anume acest cântec cel mai bine demonstrează dragostea aceasta de patrie și de toți noștri cetățeni. Această nepoțică, și cred că Maria o vede de acolo și eu vreau să-i fac cadou această cărticică. Unii este cel acrostic despre Maria pe care eu l-am. Nu ți-i sărut, o să sărut primul când a trecut pandemia. Vă mulțumim foarte frumos din tot sufletul, mulțumim tuturor! Viva Maria, Ave Maria! Mulțumim! Mă bucur că nu v-ați plecat. Nu, 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 nu